Unele din uh, traumele care se pot întâmpla în copilărie sau în decursul vieții omului pot să-l însoțească uh, întreaga viață și să aducă anumite zone în care uh, viața lui să fie blocată. În uh, consiliere am avut pe cineva care, la vârsta de vreo 30 de ani, uh, a venit la consiliere, uh, avea un uh, disconfort la încheietura. Uh, piciorului. Ea de fiecare dată când urca trepțile, cobora trepțile, își dădea seama că nu poate să aibă încredere de plină în picior respectiv, avea nevoie să țină de o balustradă. Când am întrebat-o, hai să vedem, cam de când se întâmplă treaba asta, piciorul lui, uh, nu are o traumă recentă, ce s-a întâmplat? Și mi-a spus că atunci când avea 16 ani, uh, a fost dusă la cules de porumb, și uh, în uh, autobuz, unde erau acolo toată clasa, uh, la un moment dat, uh, șoferul a pus o frână bruscă și uh, ea s-a dezechilibrat și și-a luxat uh, glezna. Așa de tare a durut-o încât uh, a trebuit să meargă la doctorița școlii, uh, să stea câteva zile acasă. casă. Diriginta și ceilalți profesor, practic, ziceau, mă ce, cu fata asta vrea să lepsească de la școală și uh, inventează aici uh, codoare glezna, care e problema? La 30 de ani, din nou un accident, deja ea era uh, măritată, avea copii, merge pe gheață, o zonă mai unecoasă la un moment dat și alunecă piciorul și își luxează același picior uh, din nou. Ajunge în spital, radiografii, doctori, chestii socoteli. Din nou uh, piciorul nu e complet restaurat, nu e complet vindecat și uh, de acolo încolo de la 30 de ani până la 33 de ani ajunge să uh, vadă că nu-i restaurat în piciorul ei. Bun. Și atunci am zis, no, hai să luăm acum fiecare caz în parte. Adun înainte la Dumnezeu pe șoferul de autobuz pe care trebuie să-l ierți, pe uh, doctorița școlii, pe dirigintă, pe ceilalți uh, implicați, pe acolo care întotdeauna uh, desconsiderat, uh, n-au crezut că uh, ai într-adevăr o problemă. După ce ea i-a iertat, ne-a rugat pentru această dezlegare a acestor uh, legături din uh, dintre ea și acești oameni. Apoi a dus înainte lui Dumnezeu celălalt eveniment când doctorii în spital așteptau atenție și chestii de genul ăsta și nu au tratat-o cum trebuie. A trebuit de asemenea să se ierte pe ea însăși pentru că ea considera acum ce am putut face, cât de uh, aiurit am putut să fiu încât uh, uite să împățesc așa ceva încă o dată și acum nu mă pot ocupa de copii să-i trimit la școală și la grădiniță uh, și uite-te, totul ține de mine. Ar trebui să se pocăiască chiar de această formă de, de idolatrie din asta, dacă putem spune, în care să crezi că nimic nu se mai întâmplă în Universul ăsta fără tine. Și în loc să aibă încredere în Dumnezeu, că poartă, poartă de grijă familiei și soțului în regulă și ea să-și vadă de restaurare. Ea avea neiertare față de propria persoană. Și atunci, după ce am rezolvat fiecare caz așa în parte, fiecare eveniment, m-a rugat pentru piciorul ei și a pus mâna peste uh, uh, picior două persoane care, cu care slujeam pe acest principiu al punerii mâinilor și al rugăciunii pentru vindecare și am spus în numele lui Isus, fiecare fiecărui. Uh, părți din picior să, se, să fie restaurată, să funcționeze așa cum Dumnezeu le-a creat acolo, să fie în regulă. Și la mai am simțit că trebuie să mă opresc din rugăciune și am spus în numele Lui Isus. leg orice duc de infirmitate, orice duc care blochează ca vindecarea Lui Dumnezeu să vină în piciorul ei, te leg și îți ce să pleci, să te depărtezi de la piciorul ei pentru ca vindecarea Lui Dumnezeu să vină peste, peste ea. După care am reluat exact același lucru care le-am spus cu câteva clipe în urmă și atunci ea a simțit că îi amorțește piciorul, și au simțit atât cele două persoane care țineau mâinile peste glezna ei, și ea a simțit de asemenea o mișcare acolo în, în încheietura piciorului și o restaurare. După rugăciune a început să urce, să coboare niște trepte și a văzut că are de plină încredere în picior, nu mai are niciun pic de nesiguranță și este complet restaurată și vindecată. Este foarte important atunci când omul caută uh, vindecare fizică în, în viața lui să încerce să vadă anumite evenimente, anumite cazuri uh, traumatizante care s-au întâmplat și uh, în jurul acelor evenimente să fie necesară acordare de iertare, cerere de iertare vis-a-vis -vis de persoanele implicate și de asemenea un lucru pe care atunci l-am uh, învățat era faptul că un anumit duc de infirmitate poate să se interpună între vindecarea pe care Dumnezeu vrea să o ducă împreună cu omului Dumnezeu și primirea efectivă. Și atunci este necesar legarea și trimiterea, alungarea acestui Duh pentru ca rugăciunea să poată fi eficientă, să poată fi să-și atingă ținta și să aducă vindecarea și restaurarea în viața omului.